Și băieți, v-a plăcut, așa? V-a plăcut, ai? Ați bătut sute de kilometri, ați mers, spuneți-o ștampilă acolo. Ea vă mai place și băghinii. Vine eu din partea și ei, știi? L-a pus ștampilă în coașă. A, trece eu cu autobusurile cu astea, după asta îmi plau să le dăi bani, nu știu, niște. Cum ai să-i dăi banii? Cum ai să-i dai banii? Cu bani tu prost, poate. Tu încearcă și pune o ștampilă fără banii. Înțelegi? Așa îți fac banii. A? Cu ștampilă așa pe foaie, așa îți fac banii. Șacalilor. De ce e fericit acasă cu 300 de grame de marmeladă acolo și cu un boț de halva la copchii ăștia? A fost la zarabotcă, așa cum așa. Copiii bucuroși că tata s-a gândit la dânșă și le-a cumpărat. S-a gândit la dânșă. Azi. Mâine de-am treaba voastră. A. Urlă în gura mare că hoțe la guvernare și numai stânge lunina la vecin, abdeam ieși în gura beșelui de-am. A. Urlă în gura mare că nu-i cultură și stimă între șoferi și apă. Numai din trei și unul, tu ajungi al de urmă și arată unii locul lui. De urma ta, înțelegi? Țipă în gura mare că doctorii vor să jipoaie de bani, să îngroape în mormânt și nu mai ieși la dânsul, dar tu ungiță-i iazva și cu niște genoțătit. Da. Poliția tot așa. Țipă în gura mare că șere bani și nic tolc, nic treabă, înțelegi? Mă după aceea, da, 300 de lei, dar tu sui mașină și tochești-o-i. Tochești-o-i până la semafor în gol, scoateți banii, cum s-ar spune. E gata, e calbăseală, e ulogă. Înțelegi? Cel mai strașnic în viața asta e și prost să nu știi de asta. Tăți mă întreabă, Valera, Valera, tu vă pșe pentru cine votezi? A, tu vă pșe pentru cine votezi? Dar mai aveți să mă întrebați aici pentru cine votez.